Bună dimineața! Eu mai devreme am dat de mâncare la pești, n-o să le mai dau și acum, pentru că cât le dai atât mănâncă, nu e ok. Absolut superb afară, cred că-s 20 de grade, nu bate vântul, e extraordinar. O să încep cu o mică povestioară. Ieri, cum stăteam în curte, am auzit foșnet pe afară. Cineva mătura. Am zis, bă, înainte de alegeri, da, vin și fac, cei de la primărie fac curățenie. Cine mă urmărește mai de mult știe că la aici, în zona la noi, nu se face curățenie deloc. Năvodariul, zona asta aparține de Năvodari. Năvodari se face curățenie și de 2-3 ori pe zi, pentru că acolo sunt oamenii care votează. Aici în zonă sunt turiști sau oameni care au apartamente de vacanță. Deci este neinteresant pentru primăria Năvodari să facă curat la noi în zonă. Și cum am auzit eu că se mătură la exterior, am ieșit. Ce credeți? 4 doamne și 2 domni făceau curățenie. I-am întrebat de unde sunt, cei cu ei, pentru că nu arătau angajații ai primăriei Năvodari. Erau din Ucraina. Multă lume nu o să mă creadă, îmi dau cuvântul de onoare. Au zis că un domn vorbea cât de cât engleză, este ziua lor liberă, ei stau aici în cartier, nu știu unde, pe această stradă, am înțeles, și că ei așa obișnuiesc să facă curățenie în zona unde stau. Ne-au cerut greble, ne-au cerut farfeci. O să ies puțin la exterior, o să vă arăt ce curățenie au făcut acești oameni. Au strâns nu numai gunoaiele, toate frunzele moarte, tot au făcut, este incredibil. Repet, multă lume nu o să mă creadă, o să zică că vreau eu să laud ucrainenii, nici vorbă. Am avut și probleme cu ucrainieni. Eu am ceva apartamente pe care le închiriez la ucrainieni. Sunt și buni și răi, dar am fost extraordinar de surprins de ce au vrut să facă acești oameni. Adică nu cât ce au vrut, au făcut. Bravo lor, nu știu dacă eu aș face în altă țară să ies pe stradă să fac curat. Toată ziua au lucrat pe stradă, toată ziua, vă spun, nu numai la mine, toate casele din jur. Bravo lor, am rămas nu surprins. E ceva ce n-am întâlnit. Nu știu dacă dumneavoastră ați auzit de așa ceva. Bun. Astăzi o să gătim. La fel o să vă spun o mică povestioară. Cred că vorbesc cam mult. La Pro TV o să vă las și o poză. A fost o știre. Un sucevean a murit după ce soția i-a gătit o ciorbă ardelenească cu afumătură. Asta nu-i problemă. Interesant este că la comentarii este știre. Este știre, adică nu inventez absolut nimic. La comentarii o doamnă a întrebat care a fost rețeta. A întrebat rețeta? Cred că avea și ea un soț care vrea să, pe care vrea să-i dea acea ciorbă. Și văzând știrea, bine, am râs, am distribuit-o la câțiva prieteni. Am zis să fac și eu o ciorbă cu oase afumate și cartofi. Așa că uite așa am pregătit. Am aici oase afumate. Ăsta nu e mucegai, este untură. Afumate luate din piață, de la cineva pe care cunosc eu, în piața Tomistrei. Am și ceva legume și facem o ciorbă ardelenească de o zeamă de os afumat cu cartofi. Am borș, am smântână, am ouă, am totul pregătit, dar o să vi le arăt pe parcurs. Hai să ne apucăm. Prima dată o să pun oasele la fiert, măcar o oră, să-și lase gustul. Am pus oasele la fiert cu apă rece, deocamdată nu pun nimic altceva. Și o să ies puțin în exterior curții să vă arăt ce curățenie au făcut acei oameni din Ucraina.
Ia uitați. Aici am eu un castron, sunt niște câini în zona amărâți la care le mai pune de mâncare. Uitați ce frumos au făcut. Au măturat strada, au scos frunzele uscate, au tăiat pe aici. Na. Bravo lor. Și rușine mie. Asta trebuie să fi făcut eu. Oasele au început să fiarbă. Miroase extraordinar la fum. Prea multă spumă ele nu lasă, în general la fumătura nu lasă spumă. E, acum o să dau focul mic și pun un capac, o oră le las aici. Marcel este de acord. Marcel pescarul. Marcel bucătarul. Așa e. Tu ești. Am tocat și legumele. Am aici două cepe, așa, medii, un ardei gras, un morcov, un păstrac și țelină. Și am uitat să vă spun, pentru că dacă tot veni vorba că fac o ciorbă ardelenească cu os afumat, o zeamă, o să folosesc și tarhon. Am tarhon conservat de la prietenii mei de la Brașov. Uite ce bine arată. Asta o să aromeze extraordinar. Oasele încă fierb, mai las încă 20 de minute și punem și legumele. După ce au fiert o oră, oasele, am pus și legumele. Cartofii încă nu. Cartofii fierb ceva mai repede. Hai să vă arăt cum arată un os. Eu nu pot să mă abțin, am scos unul, o să-l mănânc. Ia uitați. Ia uite. Carnea este super fragedă, se topește în gură. Oase afumate. Acum o să las 20 de minute să fiarbă și legumele și după punem cartofii. Am pus și cartofii. Cam 4 cartofi medii. Uite ce bine arată. Am mâncat mai devreme osul. Vai, 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 vai. Nu vă imaginați ce gust are. Dar și culoarea. Totul a fiert foarte, foarte bine. N-am mai filmat când am pus două frunze de dafin. Carnea de pe os, uitați, se desprinde. Acum o să pun și puțin piper. Proaspăt măcinat. O lingură de tarhon. Deja se simte mirosul. Ăsta aromează extraordinar. Pentru dressing am pus aici 4 gălbenușuri. Uite ce bine arată. Ouă de casă, de țară. Altă culoare. Smântână grasă, cea mai grasă pe care am găsit-o eu. Asta e din comerț, n-am găsit să cumpăr de la din piață. Da, e ok și asta. Cumpărați pe cea mai grasă. Eu la început am făcut o greșeală. Am zis că o să pun borș. Nu se pune borș. Niciodată. Oțet. O acris după gust, dar nu mai coțet. Amestecăm bine. Oțet după gust. Așa, vreo 3-4 linguri. Și asta este dressingul.
luăm ceva zeamă de aici. Punem peste spuntea noastră. Să egalizăm temperaturile, altfel spuntea asta din comerț se taie. Am dat pe lângă. N-are nimic. Ce mai întâmplă? Așa. Încă puțin și gata. Să amestec cu grijă că... Dressingul aici, peste ciorbă. Vai de mine ce bine arată. Lasă de-a un crocă și opresc aragazul. Minunăție. Verdeață nu se pune. Asta e tot. Asta este zeama mea de os afumat cu cartofi și tarhon. O rețetă ardelenească. Vă spun, este altceva. Cred că este cea mai bună ciorbă pe care am făcut-o în ultimul timp. Minunăție! Se poate face și fără tarhon. Cui nu-i place tarhonul să nu pună. Mie îmi place, aromează extraordinar. Ce să vă zic? Carnea de pe os se topește în gură, are gustul ăla pregnant de fum. Na. Revin la ce am spus la început despre ucraineni. Cine vrea să mă creadă, să mă creadă, cine nu, nu. Am avut și probleme cu ucrainienii. M-am trezit acum vreo două luni. Eram în casă și un bărbat a intrat cu o sticlă de whisky pe jumătate plină, mi-a intrat în casă. Se prefăcea că este beat. Nu știu din ce motiv i-am lăsat poarta deschisă. A intrat în curte. V-am spus, se dădea beat. A întrebat dacă aici este hotel. El, de fapt, vrea să fure. Asta e o manevră clasică. Am auzit că mulți români prin Anglia fac așa. Merg la furat, se prefac că sunt beți și nu le face nimic ca poliția. Ei întreabă dacă este hotel sau au ajuns din greșeală. Nu era beat. Abia l-am scos, intrase în casă. Deci am sunat la poliție, poliția a venit târziu, el deja plecase, dar deci n-am niciun interes să laud pe cineva. Așa s-a întâmplat ieri. L-am spus, acei ucraineni au făcut curat pe toată strada. Bravo lor! Și rușine mie, din nou. Ce să vă zic? Sper că v-a plăcut rețeta mea pe ziua de astăzi. Încercați-o. Este extraordinară. Vă spun poftă bună. Și nu uitați, ține legătura. Doamne ajută! La revedere! Abia aștept să mă înfig în os.